Așa. O voie informație. Alte informații. Eu nu am o să mi-o dați pe voi. Da, informație. Bă, Jean, vreau să-mi plăți. După aia noi, Dragoș, o să luăm cu mult ceva din Dumnezeu. O să legem o tematică sau o să fie un masterclass de anumite teme. Nu, nu. Înțeles. Eu o să pregătesc pe anumite ieri care sunt interesați de faptul, sau din momentul că vor să interesează, deci, un vază asta care se numește acvariu acasă. Doritori sunt? Și în timpul ăsta, în timpul propria, peste 2 ani, egal când, dar aveți așa dorință. Dacă aveți așa dorință... Da, asta și este cel mai simplu acvariu. Sunt acvarii mult mai complexe. Asta este un acvariu american, America Centrală. Putem să formăm un acvariu african. Pot să o formez un acvariu marin. Marin. Asta este un acvariu de lac, de râu, da? Asta nu este un acvariu de mare. Acolo apa are alte proprietăți, înțelegeți? E sărat. Dar oricum pește... Poți să formezi un acvariu de ocean, sigur. El trebuie să fie alungit, trebuie să aibă volum undeva la 5 tone. Acvariul ăsta are 75 litri. Deci, știința asta, acvariumistică, pe care se ocupă acvariumistică, este știință, parte biologiei, care se ocupă cu viața și activitatea de producerea animalelor acvatice. Și din animale acvatice, fiecare să spună care le cunoaște. Deci, un animal acvatic. Nu cunoști? Tu ce ai, mă? Peștii sunt animale acvatice. Reptile. Broascuță stoasă este o reptilă. Da? Da? Sunt reptile de uscat, sunt reptile de... De apă. Da? Broascuță stoasă. Deci este broascuță stoasă de uscat, este broascuță stoasă de apă. Da? Așa? Deci proaștele simple, amfibiene, oaco, aqua, da? Amfibiene, clasa amfibiene. În biologie învățați clasele de organisme. Amfibiene. După aia, plus acei, raci, raci. Ați auzit de raci? Da. Și am văzut. Da? Balene. Balene sunt mamifere, iată. Deja, mamifere, balene, mamifer tipic, da? Încă? Știuca. Încă? Aici este pește. Plante de apă sunt? Da, alge. Algele sunt? Corali. Corali sunt niște semne, niște viețuitoare, numai că ele sunt statice. Da?